Ei bine, salut prieteni și bine v-am găsit la un nou gameplay cu LoL, așa cum am spus, revenim pe contul de pe une. Cam, ăsta e un rank pentru... un rank în silver, cum ar veni. Am Garen, sunt Darius, sunt principal, ar trebui să am ulei. Gata, mă doresc că-i dau counteriment cu pasivei lui, care știți că trebuie să... care trebuie să iasă din luptă ca să îi se activeze și după cum vedeți, bine, a fost la Gromp, dar faza e că a tankat jungle-ului damage-ul și nu o să-i fie prea ok. Am început cu long și 3 poțiuni, nu știu de obicei așa. Oh, frumos damage acolo, vei. Bun, a deja făcut 2. Restul nu știu ce să zic, am fizz pe mid, dar trebuie să câștige versus Lux. După părerea mea. Nu, cred că așa are 7-7. Aha. Stai, deci el n-are nimic de damage. A, are mai puțin apărare decât eu. Am 48. Am 48 de fapt armură. El are 40. Am 51 acum. Bun. Ok. Ok, aparent e mai strong decât mine, e mai tank. Asta clar nu-l ratez. SS. Battle l-am ratat. Cât are el? 8. Oh! Bine, de obicei eu sunt varză la farmat. Deci dacă există cineva care farmează mai prost ca mine, înseamnă că e mai prost la jocul ăsta decât mine. Bune. Chiar sunt oribil la farmat. De asta nici nu joc de carry, pentru că... na. Motive. Bine, acum chiar lipsește. It's gonna be first blood! Da, frate, stack-uri, aia e. Aia e. Asta e ideea. Mergem pe tank. Long-ul a fost de niște damage de început. Mi-a un longsword și ceva armură. Bun, dar înainte să pusem un big lane-ul, pentru că e destul de important. Să dau tureta cât se poate de repede jos. Oh, deja se folosește teleportul. Ok, ok. Ok, tureta lui a pierdut o grămadă. Mai vine un wave, altul deja a plecat. Cred că va fi perfect pentru mine. A și plecat cu 11 pe farm. Excelent. Oh, ți-ai HP, băiatele. Asta e mișcare. Mai bine își lua niște armură, zic eu. Păi, luăm o armură de 750. Nu construiesc brutalizer-ul, dar dau click pe el doar așa. Așa, cred că o să fie suficient. Merită TP-ul? Cred că merită. Două longsword-uri și o armură, am 100 armură. O să fie mai bine pentru mine. Dacă mai pușează în continuu, Astra mai putea veni la câteva king, cu el nu m-aș supăra. Mă ajută foarte mult și runele, eu la Darius am rune de full AD, adică chiar n-am nimic în afară de AD în ele, asta e ideea. După cum vedeți, am 97 AD, 31 e ok. Am 21 de la alea, 22, 21 de fapt, da, ok. Hai mă frumosule, nu mai pușeze acum. Nu știu ce tot face, dar e bine pentru mine, oricum, că are... deci mai puțin farm. De ce nu poate să... a, blitz. Da, într-adevăr. Ah, că am găleu și pe ăla. Ok. SS la Garen, guys. Habar n-am unde e. Nici nu-mi pasă. Iar de o grămadă de farm.
spun totuși. Haide să... Nu serios acum. Că îți bagi joc de mine. Că îți bagi joc de mine, l-am acceptat în buși, pe bune. Totuși să nu uităm că el are Sejuani jungle și asta n-ar fi prea frumos să văd un Sejuani care e bine să mă gancheze. N-ar fi deloc frumos cu mine. Ok, în fine o să pușez. Poate că minionii mei pușează de fapt. Opa, stați că nu mai e așa de nimic. Ok, mă, faza e că rămân foarte repede pe mana. Ceea ce nu-mi place. Să fiu foarte atent, pentru că dacă ajung sub 300 HP, sunt victimă sigură pentru ultimata lui. Oh, bun. Mă ajută și pasiva să farmez, mie îmi convine. Nu știu de ce am impresia că... Ia vino. Ești ca mor, frumosule. Aaa, și-a băgat licori, ok, ok. Ia să mai prind un basic. Uuu, bine, frumos. Foarte frumos, mă. Foarte frumos. E nevoie să ducă back, cred că mai stă pe lane. Nu. Baza e că el nu-i lui trebuie mana. Ok. Cam atât mi-a trebuit. Ok, el decât pușează, de câte o să observ. El acum a făcut 7, eu mai puțin pe la 8. Băi, cred că avem destul armură, dar ce-ar fi să ne o focusăm și pe HP puțin. Ok. Încă un... Nu, de fapt. Mai bine iau 2 licori de mana. S stop. Bun, și cred că o să mă duc ăsta, pentru că sigur spre Sunfire Cave, data viitoare sta cu 600 și tot. Dacă mai farmam încă 3 milioni care erau acolo, ar fi pus să mi-o permit, dar mai bine așa. Să fiu mai safe, pentru că dacă vine Sejuani, în afară de flash, n-am niciun escape ability și nu e ok. Teleportul se va face. Întrebarea e dacă Garen îl folosește sau nu. Că l-a și folosit prima oară înaintea mea, deci probabil l-avea încărcat de mult. Da, eram sigur, se duce tot spre tank, nicio problemă. Wow! Frumos, frumos, mă! La următorul combo de genul ăsta, cred că e cam dus. Nu pot să cred, nu pot să castez ultimata! N-am range-ul atât de mare încât deocamdată. Nu pot să cred, nu pot să o castez. Ah, de enervant e când scapă un căcat. Nu te prind eu, mă, range-ul eu, la urmă. Ok, mă, frumosule, te-am rezolvat. Ia, mă. Pasiva! Gâșu! Nice! Bravo, băieți, asta a fost. Ok, Sunfire e gata. N-aveți idee cât mă bucur că s-a întâmplat chestia asta. The baits, mate, the baits. N-ai avut cum să scap. Chiar în 4-6 farm. A, nu merită încă să dau TP-ul. Ai un... Mai vin niște minioni în fața, pentru mine e ok. Master are 3 assist. Oh. Gank-uri pe bot?
Perfect, tati. Perfect. Hai, bă, nu. Stai. Nu știu, da. De ce îmi scade pe PSV-ul brusc, așa, de la 35 să se ducă la 20, nu mi-ai explicat, ok. Bine. Dacă rezist în combat Garen și îmi pun 5 stack-uri pe el, asta e și ideea, faza e că la Darius trebuie să reziști cât să-ți pui 5 stack-uri pe fiecare inamic să le execuți. Asta poți, așa poți face ușor un penta. E, nu, chiar e ușor să faci un penta cu Darius. Dacă pui 5 stack-uri și mai ales dacă focusezi bine. Dacă rămâne decât tank-ul în luptă, fii sigur că îl omori, pentru că au rămas damage dealerii jos, adică au rămas, s-au dispărut de fapt. Nu mai ajut să-ți facă, ok. Da, Garen nu e aici. Ok, dacă nu e nimeni să mă deranjeze, folosim și mana să dăm tureta. Aia, tureta lui nu mai rezistă mult. Aha. Ok. Ok, mă, frumosule, ok. Cred că avem timpul să și pușez, adică pe bune. Ia, mă, frumosule! Ia cu pâinică! Ia cu pâinică, mă, Garene, mă! Trăsăturaș! Trăsăturaș, a? Cum să vii cu HP-ul ăla la gank? Băi, deci nu contea că era Darius, că era Garen, că era orice top laner. O, bun băiță! N-aș veni cu HP-ul ăla la gank. Și... mamă... Match-ul ăsta pare ușor, mă. Team 0, aproape 100 farm. Îmi combine. Cred că pot să merg spre Tiamat, adică deja... Dar totuși ia să vedem. Lux, Garen, Sejuani e AP, deși nu știu cum, cât de AP se va duce Sejuani. Păi, cumpăr Tiamatul și vedem. Punem pe 1 Sunfire aici. Ok, cred că putem să mergem și pe alte linguri acum. Sau, stai așa, că pot să merg pe mid să pușez. Îi văd pe toți trei acolo. Aia, tureta va cădea oricum la urmă. Dacă stau toți pe un lane, nu fac decât să-și piardă timpul. Eu mă o să pușez mid-ul. Oh, n-am, nu credeam că dau atât de mult damage, dar ok. Ok, tureta asta cade imediat. Și în stack-uri, frumosule. Nu supraviețuiește așa ușor. Faza proastă e că nu mai am ultimata, dar e ok. 6 kill-uri. Bun. Bravo, bă. A, ei stau acolo. Perfect! Atunci Darius că poate să mai facă niște push aici, fără probleme. Bun. A, Garen se dă back? Bun. Atunci mai putem pune presiune pe apărarea lor. Frumosule! Da, dacă mă trăgea, probabil era un kill sau ceva, dar nu neapărat pentru el, era cineva din spate. Bun, băieți, bravo!
9 la 2 cine mai e fi dat? Ah, nimic. A, nimeni. Stai. Am 6 kill din nou. Da, paralizez. Are Jana un kill, Fizz un kill. Master, a, un Bane un kill, ei, ceau. Are Blitz 2 killeri, ha? Ok. Cred că e cazul să luăm și noi Mercury. E ok până aici. Bune. Iare. A, perfect. Perfect. Dar se spune că perfect meciul ăsta pare să iasă bine. Diamantul păstrez acolo, cred că un Hexlinker ar fi bun. No! Bune? Blitz a luat încă un kill. Ok, mă frumoșilor, hai să vedem care-i treaba. Nu putem să face red-ul, ok. Asta trebuia să-ți cumpăr un ping sau ceva, să-l pun undeva. Bun. A, e un ping, da, sunt două ping-uri acolo. Opa! Cât de bine a ieșit treaba asta! Bine, mă, frumoșilor! Frumos, ce să zic, a ieșit excepțional. Stai, că am impresia că o să vină niște prieteni. Nu e niciun minion de acolo. A, mersi că mi-e minionii, că eu n-aveam TP. Eu n-aveam în niciun caz TP, nu puteam să ajung pe acolo. A. Păi... Cred că un Randuin ar merge. O. 164 AD, 150 armură, perfect. What the fuck? Wow, best hook ever. Nu pot să cred, a dat de lângă ea, pe lângă. Jana n-are ward, dar... Stai ce face. What the fuck? Да.
Dar bine că-i dă în primă ăla. Da, dureta s-o strea să cadă în curând, nu stau eu cu ea aici. Bine, bă, frumoșilor. Te-a rezolvat treaba, păcat că mi-am gafat rău de tot ultima dată, ok. Na! Vine și i cu mine pe la spate ca ultim drag. Ok. Și ați frate tureta aia, pe bun. Fuck. Oh, ok, bravo. Da, n-are cum să prindă. Bine că a tras după 5 ani. Bine, blitzule. Da. Așteptam ca și joanii să facă game curly, să știe să joacă, dar... Am așteptat prost. A, brânare, să nu știu. Da, ritmul ăsta dacă fac în continuu farm și așa, nu-i prea vă bine pe băiții. 1500. Asta e română, am primit cu el și nu știu, el e main support, dar nu poate să ia un oară sau ceva. Sunteți toți acolo frumoșilor, băi tureta asta cade, băi. Da, vreau să iau minioni nici după aia tureta. Stai, mă, frumosule, liniștit. Stai, liniștit, că nu mai e. Stai, blitzul ăla chiar vine după mine? Pe bune? Cu overdrive-ul ăla nerfat, tu chiar vii după mine? Pe bune. Ok. Păi, pușa... Dacă pușăm așa ritmul ăsta... 13-6, Bun. Dar nu-i îndăm ce fac să-l țin pe 3. Bun. 214, cred că trebuie să-mi iau Hex Drinker-ul ăla mai repede, altfel Lux o să-mi pendea bine. Nu avea activul și așa, dar e totuși, e chestia asta care chiar o ajută mult. All made, guys! Haide să facem chestia asta. Ok. Oh, au și guarda acolo, nu? Ok, iar am fluctuații de FPS proaste și nu-mi place. Ok, ok, băieți, ok. Baze, trebuie să lași punși pe fiz. Și păcat își face aici, nu pot să înțeleg. Hai frate, fluctuațiile de FPS nu-s bune în momentul ăsta. Nu-s bune oricum, dar mai ales în momentul ăsta. Mm,
2-0, 3-0, beata, iese de scurci. Oh! De Megalin Dragon. Perfect. Asta ar trebui să fie al treilea nostru dragon, dar e ok. Baron! Now! Dacă facem acum baronul, s-a terminat. Ok, iese la dragon, fast! Perfect, perfect băieții. Ai, ai, tat. Ok. E perfect. Aproape 200 farm. Cred că merge destul de bine, încă nu vreau să termin Hydra. Perfect. X-Drink are ready. Asta am și vrut. Hai. Acum cu Baron. Un pic de tanky, cred că mă descurc. Perfect. Trebuie să ne folosim. Oh. Ai de capul meu, de ce? Noroc că erau minioni acolo. Oh. Bine, și cu blițule. Dacă prinde se joane ultimată, nu e ok. Ok, 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 e bine, e bine. Oh, bun. Uai, stai, ce cum de Jinx atât? De ce a dat furtuna în felul ăla, nu pot să încep. Ce-a dat exhaustul pe mine? Vai, mulțumesc, bă. Mi-ai câștigat din fighter. Bun, bravo, bravo. Opa. Am portat la pleșuri. Bravo, mă, băieți. Hai. Las, mă, liniștiți, mă. Bravo. Da, acum conștientizam și eu când aveam ultimata. Cacao Redu este al meu. Oh, da, este al meu. Bun, îmi convine match-ul ăsta. Destul de strong versus Garen, nu știu ce aș fi, poate un Cho'Gath să-i preocupați mai tare, dar zic că e și așa. Ok. Și să continuăm. Să mă gândesc. Gata, știu. Am destul HP, nu prea. Da, să vedem ce găsim la HP, totuși nu știu, nu vreau warm-up sau ceva. Bă, care-i treaba cu chestia asta, bă? Deci nu iese. Pe bune, deci nu vrea să se miște, nu cred că e de la mouse. Help, ia să vedem. Da, mă, bă, chiar. Black Cleaver e o alternativă bună.
adversar să le dea eroare. Când au fost ce înseamnă de Black Cleaver, am uitat complet că Black Cleaver poți să pune damage tanky pentru Kieran, în plus care are Phage. Îmi convine Phage. Da, Vayne se bagă în față. Vayne se bagă în față așa. O, Ben Curren le pică baza. Deja am făcut baronul primul. Bănuiesc că al nostru va fi tot următorul. A, Geren e acolo, ok. Bun. A, da? Dați bătaie acolo? Băi. Perfect. Perfect. Bravo, copii. Aia e. Sureta a căzut. Oh, surrender, tati! Aia e, bă, bă! Bravo, mă! Ăsta Darang, tati, ce să mai spun? Mulțumesc foarte mult pentru vizionare, abonați-vă dacă v-a plăcut și cam atât. La revedere!